Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Crina Matei, sunt actrița Teatrului Stella Popescu și vreau să vă mărturisesc că ne lipsiți foarte mult. Și pentru că ne este foarte dor de dumneavoastră acolo în sala de spectacole, încercăm, date fiind condițiile actuale, să creăm o punte de legătură, de energie, de spiritualitate, de comunicare cu dumneavoastră. La inițiativa Teatrului Stella Popescu m-am alăturat și eu campaniei colegilor mei, Lecturi din carantină. M-am gândit să vă citesc astăzi din Gânduri pentru o zi, scrise de Ivan Hove, se numește el, sper că am pronunțat bine, este un gânditor, filozof și pedagog de origine bulgară, ce în 1937 decide să se mute definitiv în Franța. Chiar pentru data de 31 martie, el spune așa: hoțul care se strecoară prin mulțime căutând să fure ceva, simte în mod instinctiv care sunt persoanele vigilente, treze și cele pe jumătate adormite. Ce indiciu are? Lumină. Fiindcă din persoanele treze emană un fel de limpezime, iar hoțul nu se va apropia de ele. El le caută pe cele care dorm cu ochii deschiși, pentru că acestea s-au cufundat într-un fel de întuneric. La fel, entitățile răufăcătoare din lumea invizibilă nu se apropie de cel la care simt lumina, fiindcă ele știu că vor fi repede descoperite și alungate. Cuvântul vigilență aparține aceleași familii cu a veghea, veghe, privighetor. A fi treaz înseamnă a nu dormi. Conștiința. Corpul nostru are nevoie de somn și nu trebuie să-l lipsim. A nu dormi este un lucru, iar a avea conștiința trează este un altul. Putem foarte bine să nu dormim și să avem o conștiință somnolentă, la fel cum putem dormi păstrându-ne conștiința trează. Conștiința este ca o lampă aprinsă. La ființele foarte evoluate, ea nu se stinge niciodată. De aceea, acestea țin mereu la distanță spiritele răului. De fiecare dată când aveți ocazia de a face un bine altora, nu ezitați. Faceți-l. Spuneți-vă, eu vreau să devin util. Vreau să-i ajut pe cei care au nevoie sau au unele necazuri. Și nu contează dacă nu obțin nimic. Dacă nu sunt recompensat pentru strădaniile mele. Poate că nu veți fi recompensați pe loc. Dar ce numiți voi o recompensă? Dezvoltându-vă bunătatea, răbdarea, generozitatea, abnegația, nu numai că veți simți o împlinire, dar din cauza, sau mai degrabă datorită, strălucirii voastre, veți fi apreciați și iubiți de toți într-o bună zi. Chiar și un singur gând, un sentiment bun produce niște efecte, pentru că totul se înregistrează și lasă niște urme. Să nu vă așteptați ca persoanele din jur să înțeleagă imediat ce aveți bun în mintea și inima voastră. Să știți însă că un lucru bun, constructiv, înfăptuit de voi, manifestând iubire, vă va aduce într-o zi toate binecuvântările. Vă doresc din tot sufletul să fiți sănătoși, vă îmbrățișez virtual și vă doresc și îmi doresc să ne vedem cu bine cât mai curând. Doamne ajută!